ziua femeii și asta, întâlnirea asta e cea mai apropiată de această ziua femeii, rapid de tot, dar foarte rapid, o poezie care se cheamă Ce e femeia? Domnul Maier, ascult. Sigur, noi n-am început încă programul artistic. Programul artistic. Dacă, e regulă. Când va fi, eu sunt aici. M-ați primit, am trimis la toată lumea, cred eu, sau am încercat. Bun, când va fi, sunt aici. Nicio problemă. Nu este nicio problemă să spuneți și acum. Vreau numai să vă spun că în program sunteți trecut cu... Știu, am văzut. Da, da. Am văzut. Dar presupun că știți mai multe. Deci ne puteți spune și acum una. E regulă, rapid de tot. Ce e femeia? Femeia este mama care ne dă viață. Ne apără de rele, de ploaie și de ceață. Femeia e bunica ce cu ale ei povești face copilăria de basme împărătești. Femeia este sora mai mare sau mai mică ce știe ori să certe, ori tremură de frică. Femeia este fata ce doar cu o privire a însămânțat de-a pururi fiorul de iubire. Femeia e soția, tovarășa de viață, ce împarte bucuria și zâmbetul de gheață. Femeia este omul egală cu bărbatul, în drept și datorie, în aur și noroi. Femeia e jumătate pe întreaga omenire și este întotdeauna alătura de noi. Femeia este soare, dar este și întuneric. Femeia este totul, dar este și nimic. Femeia este mărire, dar e și decădere. Femeia este zero, dar e și infinit. Punct. Da, frumos, frumos. Vă mulțumesc, vă mulțumesc și vă felicit. Da. Este într-adevăr extraordinar. Deci, extrapolând puțin, am putea spune că ăsta e și omul general, nu? Exact. Este ființa cea mai, eu știu, evoluată, dar și, și cea mai abjectă, din păcate. De multe ori. Din păcate, da, într-adevăr. Salut, Viorel! Viorel, n-auzi? Păi da, te aud, cum să nu? Da. Da, da. Da. Nu e nimic, ne bucurăm că ești împreună cu noi. De fapt, Viorel o să vină peste câteva zile la noi cu doi foarte cunoscuți și foarte buni. Poftim? Da, cu Marian și cu domnul Mitroiescu. Marin Mitroiescu. Da, da. Deci o să avem în 3 martie, pentru că atât întâi cât și 8 cad în mijlocul săptămânii și atunci am zis că facem în 3 pentru amândouă evenimentele. Cum zicea și domnul Maier, deci nu este greșit nici de 1 martie să închinăm poezii femeii, pentru că la români s-a împământenit, aș zice, acest obicei să oferim femeilor un mărțișor de 1 martie, chiar dacă există și în unele zone alte tradiții, alte obiceiuri, în fine. Da, bine, Viorel, mă bucur că ești aici și mă bucur că o să fie aici, chiar și fizic. Da. A, uite că veni și Adina. Adina este... Unde-i? Ai apărut, Adina? Bună seara, domnul profesor! Bună seara, îmi pare tare bine să vă văd. Bine ai venit. Este
aș zice, prima vinovată, am zis că la moldoveni așa e, că ea e divină. Și că Îmi pare tare bine. ea m-a tot îndemnat, ca să nu zic bătut la cap, că nu sună bine să mai facem întâlnire online, chiar Da, dacă acum sunt posibile și întâlnirile live, așa, totuși nu-și pierd, să zic, din farmec, din așa importanță este, așa acestea, este. întrucât nu toată lumea poate veni la Heidelberg, chiar dacă, mă rog, da, Ne-am avem... întâlnit niște o comunitate așa ca ca într-o familie. Atunci în pandemie pe noi ne-a susținut foarte mult și faptul că ne-am întâlnit, faptul că ne-am cunoscut a contat enorm și de asta ar fi păcat să-l pierdem. Da, păi o să Acest grup. continuăm. Uite, de exemplu, acum am văzut că domnul cetățeanul l-am găsit, este tocmai din Canada. Și, o salut și pe doamna Cosmâncă, văd că s-a conectat bună și ea, seara, doamna bună Silvia seara. Cosmâncă, Da. îmi pare bine, doamna președintă a Asociației Art Meșteșugurile Prutului din Iași, mă bucur tare mult că și suntem onorați că a acceptat să fie alături de noi. Mulțumesc, este cadoul nostru de la Iași pentru toată lumea. Eu sunt onorată să fiu împreună cu așa personalității din diaspora noastră și mă bucură foarte mult faptul că sunt aici cu dumneavoastră. Mai mult am să ascult ce spun dumnealor, că am impresia că au lucruri foarte frumoase și interesante de spus. Eu câteva date și obiceiuri de mărțișor aș vrea să spun, dar asta la timpul potrivit. Da, doamnă, acuși începem, mai avem 8 minute. Da. Acum o salut pe Aghi. Ai intrat, Aghi, da? Alo? Probabil că, eu știu, că am văzut aici că a cerut intrarea. Agnes. Aghi, unde ești? Da, o să se manifeste ea când va crede de cuviință, nu? Da, mai sunt 7 minute, dar asta nu înseamnă că nu putem vorbi între timp. Da, să știți că au aflat de întâlnirile noastre și o comunitate de români de la Roma. Vă salută, vă îmbrățișează românii noștri din Italia și sperăm să poată să se conecteze o doamnă președinta Asociației de Români de la Roma în seara aceasta. Vă salută și vă îmbrățișează cu sufletul și sunt foarte onorat și mândri să afle că sunt români care fac lucruri așa frumoase. De fapt, cred că și data trecută mi-ai mai vorbit tu de o doamnă, o prietenă sau, mă rog, de o comunitate de români din Italia. Din Torino, da, era din Torino. Da, era din Torino. Da, dar da, i-ai transmis tu, sper, date. Da, da, ca sigur să că poată da, intra. Sigur. Bine, sigur. Bine, că eu nu am adresa. Da, mulțumesc oricum. Sigur că cine vrea să vină, este binevenit. Apropo, apostol Elena. Asta e de la Adunați. Da, de la o școală care tot... Așa au fost totdeauna cu noi și extraordinar de apropiați așa și de sufletiști. Este o școală gimnazială, de fapt, din Prahova, dar ne-am cunoscut și personal când au și fost aici la festivalul de toamnă pe care l-am avut anul trecut. A fost o trupă, să zicem, o echipă de la Adunați din Prahova. Da, ce vreau să zic că... ziceam că domnul Maier este acasă, aș zice, și în mozaism și în creștinism și cunoaște, desigur, citatul celebru: pe cine vine la mine, nu-l voi da afară. Și noi așa zicem, cine dorește să fie împreună cu noi, este binevenit. Și
toți ne considerăm prieteni care suntem aici, sigur, prieteni în cultura română. Așa cum creștinii spun frate în Domnul sau soră în Domnul, eu știu, Romina, tot de la adunați. Da. Așa zicem și noi, suntem prieteni. Da, Romina ești aici, da, bine, bine ai venit. Toți suntem, știu eu, nu numai interesați, dar ne considerăm atât dacă care activ pentru propagarea, pentru promovarea culturii române în lume. În lume nu înseamnă că nu și în România, normal, dar fiecare acolo unde este. Și tot citate, că uneori îmi place să dau citate așa, noi pornind de la porunca voi sunteți de lumina lumii, voi sunteți sarea pământului. Sau suntem obligați, dacă ne considerăm în stare, să lumina culturii acolo unde suntem. Și nu putem lumina dacă nu suntem noi lumină. Există un foarte frumos canon în germană. Știu că noi avem în fiecare an de Crăciun, cam 10 zile, o săptămână, depinde, un mic cor din Timișoara cu colinde românești, cu cântece bizantine. Odată am avut și de la Bușteni și atunci a fost și domnul și prietenul nostru, domnul Spurcaciu, pe care l-ați auzit înainte. Eram la Eppelheim, un orășel aici, și după ce au cântat în slujbă, nu știu ce, am mers cu preotul, era foarte simpatic, ne-a invitat undeva la masă și ne-a învățat atunci un canon. Mache dich auf un verdelich, mache dich auf un verdelich, mache dich auf un verdelich, denn dein Licht kommt. Adică deschide-te și devin o lumină, pentru că lumina ta vine. Noi zicem, lumina e în noi, dacă e. Așa cum, fără a fi, nu sunt religios, dar cred că fiecare cum ce înțelege prin Dumnezeu e egal ce. Dacă este, dacă îl ai, e în tine. Dacă nu e în tine, nu e nicăieri. Și, mă rog, eu prin Dumnezeu aș înțelege un ideal, un ideal de bine, de frumos. Și cum tot la domnul Maier o să pe el o să-l rog să-mi confirme oarecum, Dumnezeu la vechi evrei era mai mult o căutare. De câte ori aveau un eveniment mai important, ziceau, haideți să-L căutăm pe Domnul. Și au mers să-L caute pe Domnul și au jucat și au cântat și s-au bucurat înaintea Domnului. Este extraordinar, așa este, poate chiar mai mult decât atât, dacă la majoritatea popoarelor relația între om și Dumnezeu este de totală, să spunem, supunere, la evrei, pentru că au fost poporul ales, ei cumva, nu că sunt, oricum nu se pune problema de egalitate, dar discută cu Dumnezeu. Da. Măi, Doamne, de ce mi-ai făcut treaba asta? De ce nu m-a ajuns? De ce nu știu ce? E o chestie foarte interesantă ca nivel de relaționare. Tăcut. Da, și pe mine m-a impresionat extraordinar de mult felul în care
nu că explică, în care tratează oarecum această relație Thomas Mann în Iosif și frații săi, dacă vă amintiți. Zice că, într-adevăr, a fost o creație reciprocă, dacă vreți. În sensul că dacă ne stabilim niște idealuri, acestea ne formează. Deci nu neapărat în sensul ăsta, deci Biblia e o metaforă, adică textele sunt metaforice, normal, nu sunt texte de... Absolut corect. Nu sunt, eu știu ce, rapoarte de activitate de nu știu unde sau din articole de ziar. Deci a fost o... În sensul ăsta zic și eu, este o creație reciprocă. Deci dacă ți-ai stabilit niște idealuri și încerci să le, să le urmezi, să le sfințești, era să zic, atunci și acestea te formează. Și atunci se poate spune că, într-adevăr, Dumnezeu te formează. Dar, cum, Agnes, bine ai venit! Unde ești? Bună seara! Bună seara! Nu te văd! Nu, nu am, încă nu am, n-am conectat video. L-ai conectat, dar da, îl conectez, da? Da, acum. Acum, bine! Bună seara! Bună seara! Da, no, mă bucur că ai venit. Da, stai puțin, că nu mai știu tot... Tot de la Luiza Ungureanu. Tot de la adunație. Agnes. Cum de la adunați? Nu, adică nu știu. Nu mai știu de unde. Scuze-mă. Nu, m-am înregistrat online prin Facebook. Aha. Bun, dar poate vrei să ne spui câteva cuvinte, așa, o scurtă prezentare. Ok. Da, am plecat din România de mult timp și căutam niște evenimente culturale și am găsit postarea pe Facebook și de asta m-am înregistrat, exact. Da. Foarte bine, nu ți-am zis că trebuie să te justifici. Nu, nu m-ai înțeles greșit. E bine că ai venit, dar da. Am vrea să ne spui câteva cuvinte. Cine ești, mă rog? Da, sunt Agnes, am 46 de ani, vin din Făgăraș original, din Ardeal. Și unde trăiești? Deci în Mannheim. Ah, în Mannheim. Știi, știi că avem bal în 3 martie la Heidelberg. Ok. Bal de mărțișor. Nu știam asta. Acum, uite-te tot, e afișat de mult. Cum mm-hmm. ai găsit, găsești. Că nu vreau să țin pe toată lumea acum cu asta. Da, de asta, da. Da. Bine, mulțumesc. Da, eu aș zice că putem începe deja. Este și 3 minute. Da. Pe mine cred că mă știe cam toată lumea aici. Sunt Iosif Erlo, deci avem Asociația Culturală Alexandru Ioan Cuza, Asociație pentru Literatură, Muzică și Arte. Cum știți, domnitorul Unirii a murit la Heidelberg, în Neue Europäische Hof. Și acest lucru a prilejuit numele, a dat, vă rog, ne-a făcut să dăm numele asociației noastre, întrucât noi suntem o asociație română-germană sau germano-română, depinde din ce parte te uiți, și ne-am luat ca sarcină propagarea sau culturii române aici, de fapt relații culturale, în primul rând româno-germane, dar nu numai. Pentru că, da, asociația s-a înființat de fapt în 91, avem 32 de ani de la înființare și
am urmărit consecvent și eu zic că în mare parte ne-a și reușit să încurajăm relațiile culturale, cum a zis, între români, între România, Germania, dar nu numai. Avem, de exemplu, Festivalul Carpato-Dunărean, unde de mulți ani îl facem anual. Avem trupe sau echipe de bulgari, de unguri, de ucraineni, de polonezi, care ne-au devenit prieteni apropiați, aș zice, și care nu lipsesc de la evenimentele noastre. Da? Mă tot uit că, scuzați că tot mai intră câte cineva în, în spațiul nostru. Eu am început această serie sau această modalitate de întâlnire în timpul pandemiei, pentru că nu prea suntem obișnuiți să nu facem chiar nimic. Și atunci am zis că am făcut deja de câteva ori, de mai multe ori, cam de 3 ori sau 4 ori pe an, nu știu, și la dorința unora dintre participanți, o vedem aici chiar pe Adina, a intrat și Luiza, care iar este un foarte activ și foarte stăruitor membru, să zicem, al acestei întâlniri. Am zis să o continuăm, chiar dacă acum ne putem întâlni și live, așa, dar nu este posibil să ne vedem indiferent de unde. Deci nu toată lumea poate veni la Heidelberg. Avem, de exemplu, acum pe domnul cetățeanu aici, chiar din Canada. Sigur că mulți dintre noi sunteți din România, unii din Germania, adică din Germania, respectiv trăim în Germania. Da, și cam asta e. Noi am zis că intenționăm ce tot face Alexandra, tot intri și ieși. E o prietenă iar care tot văd că de vreo 3-4 ore a intrat. Nu știu unde merge. Da, am zis că facem de mărțișor. Mâine e mărțișor normal această întâlnire și cum nu avem posibilitatea să dăruim fizic mărțișoare fetelor, femeilor, celor dragi și așa mai departe, ne-am gândit să dăruim o poezie, o melodie care cum poate. Sigur, cine dorește, de fapt am făcut un fel de program, l-ați primit în parte, mai puțin Agnes care nu știa de asta, dar restul au programul și așteptăm, deci putem rosti un salut sau pur și simplu numai să asistăm. Nu este nimeni constrâns, să zicem, să facă lucruri pe care nu este chiar obișnuit sau nu are prea multă înclinație să le face. Acum, Alexandra iar intră, asta e culmea. Da. Mie mi-apare că sunt aici cu dumneavoastră acum. Da? Păi da, stai puțin, nu de tine am zis. Da. Alexandra Chiribeș, că tot intră. Că da, și mie tare greu mi-a fost să intru. Bună, bună, Iosif. Da, nu știu de ce, mă tot dă afară și mă conectez din nou, iar mă dă afară, mă conectez și tot așa. Dar nu știu cine, că eu nu te dau afară, Alexandra, oricum, doamne. Probabil pe rețeaua, internetul, nu e de la da, ce da. Alexandra conduce o asociație culturală undeva tocmai prin nord față de noi, în orice caz, pe lângă Dortmund, dar o să vă spună ea de altfel. Și în afară de asta, ceea ce ne umple de mândrie, aș zice, este și membru al asociației noastre și vine la aproape la toate evenimentele pe care le organizăm. Iar acum, întrei, va fi aici, după cât m-a amenințat așa, cu o trupă de 11 oameni și plus un copil. Da,
Ne bucurăm, Alexandra, în orice caz, și amenințări de astea sunt plăcute. Da. Mă bucur. Mă bucur cu drag. Știi că vin cu drag la toate evenimentele și, bineînțeles, da, o să fiu acolo și vineri cu trupa. Da, da, da. Și cum am spus, a devenit chiar membru al asociației noastre, ceea ce este o bucurie. Normal. Noi nu suntem, adică nu suntem ținuți să avem membri numai din Heidelberg. Suntem în Heidelberg, dar nu contează. Cine e cu noi, nu e împotriva noastră, vorba. Eu mai sunt după, mă rog, educația, să zicem, stângistă. Adică a lăsat anumite urme, aș zice. Da. Cum în februarie și în martie s-au născut mulți poeți, mari poeți, am zis că alegem ori poezie proprie, ori o poezie dintr-un din astfel de autori. Și pentru că toți îl știm pe Marin Sorescu, toți îl știm pe Nichita Stănescu, mă rog, toți care au cât de cât și toți care suntem aici avem o înclinație către poezie, aș vrea să amintesc și faptul că tot frații noștri sunt și cei din Republica Moldova, că este al doilea stat românesc, cum vedeți, și mă bucur că relațiile dintre cele două state sunt atât de bune. Iar eu person... Da? Alo. Ce este asta? Euroitalia News. Ah, doamna de care mi-a zis Adina, probabil. Euroitalia. Na, bun. Bine și așa. Am zis, l-am cunoscut pe Grigore Vieru, un mare poet regretat, a murit, mă rog, din Chișinău, din Republica Moldova. Am avut bucuria, onoarea sau cum vreți să-l cunosc personal în urmă cu câțiva ani la Zulțmat. Nu știu dacă știți, în Alzacia, noi suntem lângă Alzacia, aici Bad Württemberg este chiar vecin, peste Rin, cum s-ar zice, peste Baltă. Avem, deci la Zulțmat e un mare cimitir militar românesc. Este din fericire în administrarea comunei franceze și nu a statului român. Ziceam din fericire și nu cred că este nevoie să comentăm. Și acolo se face în fiecare an, în prima duminică după înălțare, după înălțarea la Ortodox. Nürnberg, vine mitropolitul Iosif de la Paris și vine un sobor de preoți. Se face o slujbă acolo, sunt 682 de morminte de soldați români, de prizonieri români căzuți în primul război mondial. Adică, de fapt, căzuți. Au murit de frig, de foame, de mizerie. România este un stat foarte simpatic, dar nu a afirmat niciodată, și poate că e mai bine așa, nu sunt eu, nu suntem politici, faptul că către sfârșitul primului război mondial și la sfârșit, peste 9.000 de prizonieri români au murit în Alzacia și în Pfalz. Și asta pentru că România s-a apărat. Nu pentru că Ferdinand nu a semnat pacea de la București, mă rog, toată lumea cunoaște istoria, dar a fost ceva extraordinar de inuman ce s-a întâmplat acolo. Și chiar la Zulțmat mureau cu sutele pe noapte, pentru că nu aveau nici măcar un graj în care să stea. Încercau să se lipească la o mare claie de paie sau ce era acolo. În fine,
Nu, asta, nu despre asta e vorba, dar acolo, la, într-una din sărbătorile astea, l-am cunoscut pe Grigore Vieru și aș vrea numai atât să-mi permite să citesc numai două strofe din poezia Limba noastră, frumoasă-i limba noastră. Este foarte impresionant, mai ales când ne gândim că în așa, Republica Moldova nu era de la sine înțeles cultivarea limbii române. Pe vremuri era chiar un fapt poate de eroi, sau cel puțin să afirm că este vorba de limba română. Că aveau normal, dar îi ziceau limba moldovinească. Mă rog, pe ramul verde tace o pasăre măiastră. Cu drag și cu mirare ascultă limba noastră. De-ar spune și cuvinte când cântă la fereastră, ea le-ar lua, știu bine, din limba sfânta noastră. Este sigur poezie tradițională, dar pentru că arată niște sentimente extraordinare și cum știu și cum știm toți, el le-a și cultivat toată viața lui, deci nu este o, știu eu, un fel de buletin ca să primească nu știu de unde ceva onoruri sau ceva bani. Toată viața lui a scris, deci multe, multe poezii în care apără limba, mama, multe dedicate mamei sale, da. Dar aș vrea totuși să vă mai țin un moment cu una din marele Marin Sorescu. Pardon, din suflet pentru suflet. Dacă într-o zi îți vine să plângi, caută-mă. Nu promit să te fac să râzi, dar pot să plâng cu tine. Dacă într-o zi îți vine să fugi, caută-mă. Nu promit că o să te opresc, dar pot să fug cu tine. Dacă într-o zi nu ai chef să asculți pe nimeni, caută-mă. Promit să tac oricât vrei. Vino repede să mă vezi. Poate am eu nevoie de tine. Da, eu sunt și un mare admirator de altfel al lui Nichita Stănescu, dar cum știu că în această seară domnul Spurcașu cel puțin ne va recita ceva din Nichita Stănescu, nu vreau să abuzez acum și poate să mai vedem cu timpul, depinde cum se petrec lucrurile. Acum o să-l rugăm pe domnul consul general al României la Stuttgart, pe domnul Radu Florea, să ne spună câteva cuvinte. Vreau întâi să mă laud eu, să spun că sunt foarte mulțumit, foarte recunoscător că domnul Radu Florea, de când a venit la Stuttgart, a înțeles și a foarte, foarte serios datoria și mai ales datoria de suflet pentru ceea ce reprezintă aici. Și noi credem că sufletul unei națiuni este cultura națiunii. Deci noi suntem sufletul, cum s-ar zice. În orice caz, mă bucur foarte mult, domnul Radu Florea a fost aproape întotdeauna și la toate manifestările pe care le-am organizat noi. Mai am și organizat câteva chiar în Consulatul General de la Stuttgart. Și acum îl rog pe domnul ăsta să ne spune câteva cuvinte. Da. Bună seara, mă auziți? Eu aud. Presupun că și de alții. Pornesc de la premisa că mă aude toată lumea. Bună seara, mulțumesc. Și în Canada. Da, mulțumesc, vă salut. Vă salut cu mult drag pe toți invitații prezenți în seara aceasta în spațiu virtual și transmit cu cele mai curate gânduri urările de cele mai sincere și mai cordiale de sănătate, de fericire, de bucurie
de primăvară luminoasă tuturor doamnelor, domnișoarelor care ne luminează viața și nu numai, și familiilor lor, la toată lumea. Mă gândeam acum că în mitologiile tuturor civilizațiilor care cunosc acest ciclu solar, ciclu al anotimpurilor, care presupune renașterea naturii în fapt de primăvară, după un anotimp mai vitreg, sunt sărbători legate de dedicate acestui ciclu al naturii. Este minunat că noi avem o tradiție atât de frumoasă ca mărțișorul în aceeași notă. Aș aminti, mi-a venit acum în minte, pentru că anul acesta, pe lângă Timișoara, titlul de capitală culturală europeană va fi deținut și de alte două orașe, de Veszprém din Ungaria și de Elefsina din Grecia, mult mai cunoscut sub numele antic de Eleusis, centrul acelor celebre ritualuri inițiate, un cult al așa numitelor mistere eleusine, care era legat tot de ciclul acesta al renașterii, al morții și renașterii naturii, legat de cultul zeiței Demetra și al fiicei sale Persefona, un cult care făcea furori în antichitate. Spre deosebire de misterele eleusine, mărțișorul este o tradiție mult mai accesibilă, mult mai simplă ca manifestare, ca simbolistică, evident, foarte complex, dar despre simbolistica datinei de mărțișor cred că vor vorbi și alți invitați în seara aceasta, n-am să insist eu, cu riscul de a fi redundant față de alte întâlniri. Am doar rugămintea de a permite să revin la un subiect despre care am tot vorbit. Este vorba de introducerea acestor cursuri de limbă, cultură și civilizație română în landul Baden-Württemberg, un proiect dezvoltat împreună cu Institutul Limbii Române. Am ajuns într-o fază avansată de înscriere a copiilor care sunt beneficiarii acestor cursuri, copiii din rândurile comunității române de aici, din Baden-Württemberg. Suntem aproape de a atinge numărul minim necesar pentru constituirea unor grupe de studiu în mai multe orașe din Baden-Württemberg, din care au fost selectate și persoanele care își vor asuma responsabilitățile de cadre didactice, responsabilitățile de a preda în cadrul acestor cursuri. Reamintesc scurt, o să avem Stuttgart cu două grupe, Karlsruhe, două grupe în regiunea Mannheim-Heidelberg, o grupă la Pforzheim, la Bruchsal și la Heilbronn. Însă nu am atins încă practic nicăieri numărul minim, mai este nevoie de niște înscrieri și fit de ocazia aceasta pentru a ruga și asociațiile și pe toți membrii comunității de aici să disemineze aceste informații și să încurajeze. Ar fi păcat să ratăm această ocazie care oferă copiilor șansa de a-și aduce mai aproape de suflet limba română și bineînțeles, în armonie cu identitatea culturală dobândită aici, pe plan local. Cu aceste gânduri închei și mulțumesc încă o dată domnului Herlo pentru aceste mărțișoare culturale virtuale. Din păcate, eu astăzi seară nu voi reuși să rămân până la capătul programului. Mâine plec în interes de serviciu într-o deplasare la București și mai am de rezolvat o sumedenie de alte probleme în această seară, dar puțin voi încerca să rămân atât cât îmi permite timpul. Mulțumesc frumos încă o dată, salutări tuturor și încă o dată cele mai calde urări de primăvară luminoasă tuturor doamnelor, domnișoarelor și familiilor lor. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule consul general, cu atât mai mult cu cât v-ați rupt din timp. Știu că nu este foarte simplu,
Dar faptul că sunteți aici împreună cu noi este o bucurie și o onoare. Vă mulțumesc. Și acum, bucuria și onoarea sunt cel puțin deopotrivă de partea mea. Mulțumesc frumos. Pe atunci o împărțim așa. Vedem cum facem. Da. Alături de, împreună cu onoarea, da. Bine. Acum am zis, după cum vedem în program, să ne spună domnul Alexandru Cetățeanu ceva, întrucât este de la cea mai mare distanță din Canada. Dar dacă mă gândeam bine, ar fi trebuit de fapt să-l pun la urmă, că la ei abia e dimineață. Însă acum asta e. Ce se face? Bine, domnul Cetățeanu, de fapt ne-am și întreținut puțin aici, așteptând să facă ora deschidere, cum s-ar zice, să deschidă magazinul. Totuși, domnia sa are și de spus ceva la toți. Acum văd că suntem aici deja 24 de participanți. Deci, vă mulțumim încă o dată, domnule consul general, și îl rugăm pe domnul Cetățeanu, dacă mai e pe aici. Da, cum să nu? Da, vă rog. Bună ziua, bună seara sau bună dimineața, dacă e ceva din Australia. La Cenaclu Destine Literare avem participanți din Australia. Se pare că nu e nimeni din Australia acum? Nu. Oricum, deci, domnule Iosif Herlo, felicitări pentru minunatele activități culturale pe care le-ați organizat în Germania. V-a trădat site-ul web și sunt impresionat. Felicitări! Felicitări! Trebuie să ne cunoaștem. E bine să ne cunoaștem, că nu ne prea cunoaștem. După cum am mai zis și cu alte ocazii, noi suntem o asociație culturală. Deci nu sunt eu singur care fac ceva. Nimeni n-ar putea face de unul singur sau n-ar putea face mare lucru, în orice caz. Deci înțeleg că și îmi permiteți ca toate aceste aprecieri să le transmit mai departe colegilor mei din asociație. Vă mulțumim oricum. Categoric. Vă felicităm de tot sufletul. Deci, despre mine ce să zic? Mulți mă cunosc după cartea mea de debut, Un român în Canada, publicată în 95, despre care au vorbit regretații Fănuș Neagu, Cezar Vănescu, Doru Moțoc și mulți alții, Eugen Evu, Corneliu Leu. Da, sunt în Canada din anul lui George Orwell, 1984. O viață de om. Deci sunt președintele Asociației Scriitorilor Români din America de Nord, ASRAN, și vă transmit în asentimentul membrilor calde salutări. Asociația scoate revista Destine Literare și de asemenea, care este sub egida Uniunii Profesioniști din România, și de asemenea ține Cenaclul Destine Literare, de care am amintit înainte, pe 11 martie vom avea cea de-a 45-a întâlnire de la începerea pandemiei. Și n-a existat sesiune să țină mai puțin de 6 ore. Dar în timpul pandemiei am avut și întâlniri care au ținut 11 ore. Cred că e record mondial absolut de întâlniri culturale. Și 45 de întâlniri, vă dați seama. Deci am avut la adunările noastre regretați participanți precum Dorotinu Glăvan, recording in progress, Monica Ligia Corleanca din Statele Unite, Victor Socaciu, fostul consul general al României la Montreal, un om pe care l-am iubit foarte mult noi cei din Montreal. Urma să se conecteze și Mihai Pacepa, generalul, dar a murit înainte.
însă totuși l-am adus la cenaclu pe prietenul lui foarte bun, generalul FBI Wayne A. Barnes, care acum e la pensie, dar ne-a vorbit foarte frumos de Mihai, de Mihai Paceva. Am mai avut și cu noi pe Virginia Zeani, pe președintele Academiei, Ioan Aurel Pop, Anca Sârghe, profesoara Anca Sârghe, Virginia Paraschiv, Sergiu Cioiu, Ion Haineș, Miron Manega, Roni Căciular, Nicolae Dima, cel de la Vocea Americii, știți, era șef la Vocea Americii. Și mulți alții, cele 10 minute ale mele ar trece dacă aș enumera participații de vază pe care i-am avut și avem în continuare. Deci pe 11 martie vă invit cu drag, dacă vreți să vedeți, la un cenaclu internațional, de altfel este vorba de o întâlnire internațională literară. Abordăm și subiecte de istorie din când în când. Deci este interesant, o să vedeți. Dar este o întâlnire culturală, să trecem la poezie. Dacă îmi permiteți. Nu mai puțin, domnul cetățeanu, eu am scris minutele orientativ. Deci nu trebuie să o luați așa ca literă de Evanghelie, cum se zice. Am înțeles, dar nu voi depăși 10 minute totuși, că asta e problema și la cenaclul meu, că sunt prieteni care uită să se oprească. Dar spun lucruri interesante. Iar da, cenaclul înfrățit cu cenaclul nostru, cenaclul Mircea Eliade din Denver, Colorado, de asemenea oameni extraordinari, au un clopoțel. Sebastian Doreanu, conducătorul cenaclu, are un clopoțel. Și când au trecut 15 minute, sună clopoțelul. Am și eu clopoțel aici, dar nu l-am prea folosit. Deci, o să prezint din cartea mea Între două țărmuri, publicată în 2011, cu o prefață de Roni Căciular, dragul meu prieten din Tel Aviv. Și, deci eu n-am venit singur la acest cenaclu, am venit cu Iarna Canadiană. Se vede acolo Saint Laurent. Saint Laurent este vecinul și prietenul meu, locuiesc și la Montreal, dar locuiesc și aici mai mult, îmi place mai mult natura aici. În depărtare este fluviul Saint Laurent, de altfel nu departe, poți să arunc cu piatra în fluviu, după balcon, nu e așa departe, dar lățimea fluviului aici este de 3 km. Și vedeți câtă zăpadă, dacă vă e dor de zăpadă, puteți, acum nu mai ninge, până nu de mult. Puteți să clicați pe dreapta, cu dreapta pe această imagine și puneți pin. Și atunci imaginea vine în prim plan. Nu știu dacă știți. Asta puteți să faceți cu oricare imagine, cu oricare participant. Dar că venim vorba de iarnă, Iarna Canadiană. E o iarnă cumplită afară, cu vifor, cu cer, cu troiene, cu dantele de promoroacă la geamuri canadiene. Acum nebună e joaca stihiei din hățuri scăpată. Ce caldă e, Doamne, cojoaca sub care colțul ierbii se zbate. Asta despre Iarna Canadiană. Apoi, să ne înveselim puțin despre internet. Internet, eu, poezia mea se numește se numește nu mai apare
Ah, da. Internet, chiar așa. Eu sunt bolnav de internet. Privirea mea este încețoșată, mi-e răsuflarea îngreunată, dar sunt furat ca de un magnet de viața de pe internet. Se zice că e cancerigen, dar eu, ca orice exeget, aloc din timpul un buget să văd și furtul dintr-un tren și elele pe internet. Nou Diogene într-un butoi, aprind luminile în Shanghai, la București, eu când la Nai, mă uit la moda din Băicoi și ascult sonate la Cimpoi. Eu pe Google îmi fac veacul, tot pe Google și Yahoo. Mă întâlnesc cu da și nu și nu pot să aflu leacul care l-a înțărcat pe dracu. Da, sunt bolnav de internet. Se zice că e cancerigen, dar urc pe Everest în tren, nou Diogene într-un butoi, mă văd cu voi venind la noi ca să cinăm pe internet. Și încă una. Deci, v-a plăcut? Da, sigur, sigur. Dar să știți că și aici îmi floresc bujoi. Ce este? Mai târziu. Poezia mea se numește Bujor pe unii, Pivoan Botan. Au înflorit bujorii în Canada, precum odinioară în România. Au înflorit cu atâta amânare ca să le simt mai mult magia. I-am tot visat și visez și acum cum se întorc mereu și mi ies în cale în curtea mamei, ca în copilăria care s-a dus venind din depărtare. Au răsărit ca niște mici petale prin zgribulitul nostru anotimp. Ei plămădiți au fost de mama lui Apollo, reîntrupați pe oni, cu nimb de olimp. Te dormă vindecă precum de o boală, cum doar Asclepios știa vindeca. Dar cât de lungă este suferința ce și-a găsit un cuib în ființa mea. Bujori, oriunde pe planetă, simbol de țări și de împărăție, Hua Wang, Peoni, Pivoan, Botan, pe lumea asta leac de nebunie. Da, vă mulțumesc. Vă mulțumim și noi, domnule. Și una, pentru că trăim vremurile astea, una scurtă, pe care am scris-o în 2011, deci. Rugă. Doamne, fă să crape omul ce-a turbat. Aș putea pune acum Putin ce-a turbat. Doamne, fă să piară gândul înveșunat. Poarte roșii încă sunt la răsărit. Unde ești tu, Doamne? Iar ne-ai părăsit? Fă ca să dispară hoții și agresorii, fiere împotrivă apa, cerul, norii. Tu le știi pe toate, știi și ruga mare. Fă ca tot ce mișcă să le stea în cale. Toți poeții lumii fie să viseze, fă ca versul, Doamne, să te înmirezmeze. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și un răspuns, nu răspuns, acum am găsit două versuri populare, de fapt am găsit la Blaga. Doamne, Doamne, mulți zic Doamne, Dumnezeu pare că doarme cu capul pe o mănăstire și de lume n-are știre. Vă mulțumim, domnule cetățean. Da, bine a zis, bine a zis. Bine a zis. Cine dorește, poate să ia legătura cu dumnealui. A fost, Cenaclu este foarte ospitalier și sunt convins că nu ar respinge pe nimeni care, într-adevăr, este interesat de literatură bună, de calitate. Vă mulțumesc. Absolut, absolut. Vă invit cu drag și oricine va putea să ia cuvântul. De asta ne întindem atâtea ore. Dar vă așteptăm cu drag.
pe 11 martie, de exemplu, sunteți bineveniți, o să vă trimit pe chat adresa mea de e-mail, ca să-mi trimiteți să comunicăm. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și noi! Acum am trecut aici, după cum vedeți, saluturi din România, Moldova, Ucraina. Se pare că Iurie n-a reușit să intre, un prieten bun din Cernăuți. A fost la noi de mai multe ori, ultima dată acum la Festivalul pentru Tineret. Dar, mă rog, însă Luiza este aici, că am văzut-o. Deci nu poate spune că nu este. Este și nu este singură. Sunt împreună cu colegele care... Le-am văzut, le-am și salutat. Așa, vă salutăm de pe Valea Superioară a Prahovei, unde vă așteptăm în continuare, domnul Herlo. Așa, să ne vedeți școala, să ne vedeți meleagurile. Ne bucurăm că suntem împreună în această seară. Începem primăvara la Heidelberg și împreună cu toți invitații dumneavoastră. Noi n-am avut o iarnă foarte aspră, însă să știți că ne dorim cu ardoare primăvara, să vină primăvara, primele semne, soare, astăzi a fost mohorât și ieri, săptămâna trecută a fost mai frumos, a fost soare, însă ultimele zile pe Valea Prahovei n-a mai fost frumos, așa că seara aceasta ne încălzește soarele și ne bucurăm că suntem împreună. Eu nu o să vă recit în seara aceasta pentru că ne-au recit domnii și așa este frumos. Îmi pare rău că n-a intrat și domnul Iurie Levcic de la și prieteni din Republica Moldova. Îi salutăm și pe dumnealor și ne dorim calm și liniște și pace. Și așteptăm noi, colectivul de cadre didactice de la școala din Comuna Adunați, din județul Prahova, așteptăm să ne încântați auzul cu versuri și vă mulțumim pentru fiecare invitație pe care ne face și suntem onorate. Și promitem că, Doamne ferește, nu se întâmple altceva, însă noi vom fi prezente la toate întâlnirile online. Pentru că spunem noi, odată cu aceste activități și cu invitația dumneavoastră, ne crește valoarea. Și și elevii noștri, să știți că știu de asociație, știu că suntem prieteni și de aceea vă așteptăm pe fiecare dintre dumneavoastră, când ajungeți în România și pe Valea Prahovei, să ne contactați. Noi suntem ospitalieri și ne bucurăm de vizită. Vă mulțumim mult pentru invitație. Mulțumesc și eu, Luiza, și cum am zis și înainte, nu știu dacă toată lumea, când am spus și eu, Luiza împreună cu colegii ei, un grup de cadre didactice, profesori de la școala gimnazială Adunați, au fost aici, au avut chiar o trupă de dans foarte bună și au participat la festivalul nostru de toamnă pentru tineret. Deci am avut ocazia să ne cunoaștem. De fapt, pe Luiza o întâlnisem și am întâlnit-o și în România și de mai multe ori. Ne-am simțit foarte bine. Fără laude, fără, cu toată sinceritatea, ne-am simțit foarte bine și vă mulțumim încă o dată. Dar poți să ne lauzi, Luiza. Mine nu mă deranjează. nu pot să suport, adică nu pot. Normal că pot, poate oricine. Dar sunt mulți, așa zis, modești care zic, nu, și așteaptă ca să supraliceze, ba da, ba da, ba nu, ba da. Eu zic, ca orice om, îmi place și mie, îmi plac, mă rog, și laudele, chiar dacă uneori mă gândesc oare, cum. Dar bine, mulțumim în orice caz, Luiza, și Adina
a doua, cea, sau prima, dacă vreți, care m-a tot, așa cum am zis, determinat să continui, de, și Luiza e una dintre ele, cu aceste întâlniri online, ea ne-a pregătit și o poezie. Vorbeam de Adina, da? Chiar dacă, pentru că se mai obișnuiește ca și doamnele să facă doamnelor cadou. Nu numai domne. Acum, dacă știți cum e și cu laudele, cum ziceam înainte, dacă aștept să te laud de alții, riști să mor de lăudat. Așa că te laud singur cât poți. Bun, asta e în alt registru. Acum, așa ca să nu fim prea gravi. Bine, bine, Adina, te rog. Bună seara tuturor, vă salut și eu cu drag de la Iași și vă trimit virtual un mărțișor. Un mărțișor făcut de copiii Fundației Ancar, copii cu autism, pe care noi îi sprijinim. Este al treilea an când avem o campanie, se numește Mărțișoare în Dar, și mulțumim tuturor celor din diaspora care le cumpără mărțișoarele și astfel îi ajută să-și aducă activitatea centrului mai departe. Sunt copii minunați și uitați ce lucruri frumoase fac pentru toți. Un mărțișor de la Iași, un oraș care este plin de lumină, de căldură, de mărțișoare. O să vă spună și doamna președinte Cosmâncă un pic despre atmosfera din târgurile de profil ieșene. Și așa cum a spus domnul profesor, o să vă dedic o poezie a lui Nichita Stănescu, care mie mi-e foarte, foarte dragă și vă dăruiesc la început de primăvară împreună cu gândurile noastre bune, cu dorința de a ne vedea personal la Iași, în Germania sau oriunde în lume, pentru că ideea de aproape, să știți că o construim numai împreună. Ce este patria pentru dumneavoastră? Un dor de a sta locului. Patria este locul unde se nasc cântecele din pietre, din izvoare și din privighetori. Patria este locul unde soarele luminează cel mai puternic grâul de aur. Patria este locul unde s-a născut limba maternă. Patria este însăși limba maternă, limba care cântă sufletul nostru. Patria este locul unde te-ai născut și unde nu mai mori. Patria își are mormintele nu în pământ, ci în nori. Patria își are acasa ei, a cuvintelor, câte-și două, câte-și trei, ale cântecelor, câte 90, câte 1000, câte 1 miliard. Pământul aici este viu, piatra aici este vie, nimic nu moare. Totul rămâne într-un singur cuvânt. Patria este acasa lui Sunt. Vă mulțumesc încă o dată pentru bucuria de a fi împreună în această seară, ca în toate seriile frumoase pe care le-am organizat împreună, să vă dea Dumnezeu multă sănătate, domnule profesor, și putere să duceți mai departe frumusețea României acolo în Germania și peste tot în lume unde ajungeți prin intermediul României. Mulțumesc mult, dragă Adina. De fapt, nu știu dacă am mai spus-o, ne-am cunoscut și la Iași și chiar la locul ei de muncă, chiar la primăria din Iași. Iar anul trecut am reușit să inițiez un fel de apropiere între orașele Mannheim și Iași. A fost chiar primarul de la Iași aici la primărie în Mannheim, însoțit de domnul preotese, care este directorul Ateneului Național Român din Iași. Au venit și cu o trupă de teatru, au venit și cu corul Mare Uniri, deci a fost niște evenimente foarte frumoase și sperăm să continuăm această tradiție începută și să o ducem la, mă rog, la mai mare, cum s-ar zice. Mulțumesc mult, Adina! Eu mulțumesc! Și da, ne vom vedea cu drag, zic eu, de câte ori va fi posibil. Acum, eu am trecut aici niște saluturi, dar nu știu dacă este... Paula mi-a zis că